Iuri Cărbune este un locuitor al orașului Nisporeni și conduce cu succes o afacere în raion. În preajma sărbătorilor de iarnă, dânsul a împărtășit căldură, bucurie și zâmbete mai multor persoane din orașul Nisporeni. Acesta, din banii proprii, a achiziționat 10 metri cubi de lemne de foc și le-a distribuit la 8 familii cu posibilități limitate. Facem această acțiune pentru a-i ajuta pe cei de lângă noi, pentru a aduce un pic de bucurie în casele seminilor noștri, pentru a-i încuraja și a le transmite un mesaj că Dumnezeu nu i-a uitat și că Iisus Hristos îi iubește. Cu această ocazie aș vrea să-i îndemn pe toți oamenii să-și ajute aproapele, să-i ajute pe cei de lângă noi, pentru că sunt mulți oameni care au nevoie de ajutor. Printre beneficiari s-au numărat și bătrâni săraci, singuri și neputincioși, pentru care lemnele de foc le-a adus o rază de bucurie în preajma sărbătorilor de iarnă. Da, mulțumesc mult și mai dați la bătrâni cât îți nevoiești. Dar de cadou mulțumesc mult. La salariul nostru care îl avem nu ne mai permitem să trăim chiar pe picior larg, așa mai modest, și ne bucurăm foarte mult. Noi nici n-am visat, nici nu m-am gândit niciodată, că așa, nici n-am câștigat niciodată în viața mea nimic, așa să-mi aduc cineva, ca, e ca pe degeaba. Sunt foarte bucuroasă. Mulțumim frumos, mulțumesc Domnului și vouă, vă mulțumesc frumos. Chiar că ajutați pe aici care sunt îngurați. Alți directori de firmă din oraș apreciază gestul făcut de Iuri Cărbune și îi îndeamnă și pe alți agenți economici să facă asemenea cadouri în preajma sărbătorilor de iarnă. Suntem bucuroși că sunt așa agenți economici în teritoriu care au grijă măcar în preajma sărbătorilor și de oameni care nu au posibilitate și nu au... Chiar în cazul de față, un lemn de foc, cred că în preajma sărbătorilor ar fi binevenit și cu folos. Acesta nu este primul gest de caritate făcut de omul de afaceri Iuri Cărbune din orașul Nisporeni. Deja de mai mulți ani la rând, acesta ajută familiile nevoiașe cu mulți copii și bătrânii singuratici.